Muzică populară și interpreți de calitate, oameni veseli și o atmosferă de sărbătoare sunt cuvintele care pot caracteriza ceea ce s-a întâmplat duminică în comuna Giurgiuveană Stănești. Aici, sute de localnici au participat pentru al treilea an consecutiv la spectacolul muzical coregrafic Mândră zi de sărbătoare, susținut de ansamblul folcloric Muntenia și organizat de omul de afaceri Florian Nicolae cu ocazia nașterii Maicii Domnului. Pe locul cunoscut în Stănești, la fântână, participanții s-au prins în horă și au aplaudat îndelung prestația soliștilor și a dansatorilor. La eveniment au participat și personalități giurgiuvene, membri ai clubului Rotary Danubius, consilier local, dar și viceprimarul primăriei municipiului Giurgiu, Alexandru Vladu. Aceștia, alături de stănești, s-au bucurat de muzica bună, dar și de vremea frumoasă, care a fost de partea organizatorilor, catalogând evenimentul drept unul reușit și binevenit.